Fetița de 2 ani care a căzut de la etajul 8 al unui bloc de locuit din Bălți a fost transportată la Institutul Mamei și Copilului din capitală. Potrivit medicilor, starea copilei rămâne în continuare gravă. Fetița a fost adusă la Chișinău în seara de 30 aprilie prin intermediul serviciului Aviasan. Copila a fost investigată de către mai mulți medici, după care supusă unei intervenții chirurgicale. Amintim că o fetiță de numai 2 ani a căzut în gol de pe geamul apartamentului unde locuia, aflat la etajul 8. Potrivit poliției, victima a rămas nesupravegheată în timp ce mama acesteia dormea împreună cu concubinul său, ambii în stare de ebrietate. Copila a fost găsită de către un trecător care a chemat poliția și ambulanța. Inspectoratul de poliție Bălți a pornit un proces penal pentru a stabili toate circumstanțele.